După primele rezultate obținute de elevii giurgiuveni la evaluarea națională, județul Giurgiu ocupa ultimul loc în clasamentul promovabilității acestui examen. Puțin peste jumătate dintre candidații înscriși au reușit să obțină la cele două probe note peste 5. Cei nemulțumiți de note au putut să depună contestații vineri 1 iulie. În județul Giurgiu au fost depuse 269 de contestații, dintre care 161 la română și 108 la matematică. Reevaluarea acestor lucrări a scăzut procentul de promovabilitate pe județ. S-au afișat rezultatele la evaluare națională după ce s-au desfășurat contestațiile. În județul Giurgiu, procentajul mediilor mai mari sau egale cu 5 a rămas aproximativ același, a scăzut cu 0,04. În fapt, s-au modificat numărul candidaților care se aflau pe anumită categorie de medii. După afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională, urmează pentru absolvenții de gimnaziu admiterea la liceu. Admiterea la liceu se face fără examen pe baza medii obținute de elevi la evaluarea națională. În perioada 8-12 iulie, părinții și elevii pot completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, iar pe 19 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a 8-a, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2016-2017. Media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a 8-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor 5-8, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.